Bun, deci își dorește PSD să revină la guvernare din toamnă? Cu siguranță. Eu cred, eu vă spun o părere personală, încă nu am decis-o în PSD, dar părerea mea personală, cu experiența pe care o am și bazându-mă pe ceea ce spunea domnul președinte Iohannis la un moment dat, când din sondaje știți că spunea că realitatea nu mai dă că PSD trebuie să fie la guvernare și să fie alegeri anticipate. Dacă ar fi să pot influența o decizie și îmi voi spune punctul meu de vedere, eu cred că o întoarcere la popor, alegerile anticipate, ar fi cel mai potrivit acum. Alegeri anticipate. Și cu cine ar face PSD un guvern? Că, de exemplu, dacă mă uit acum în sondaje, PSD-PNL fac 50%. PSD Aur se apropie de 50%, dacă mai luăm în considerare și câteva voturi de la UDMR, deci nu a fost atât guvernare de... fără UDMR. A da, putea vedea știm un cu toții, scenariu PSD-PNL la guvernare? Noi știm, ceea ce vă pot să vă spun sigur acum, că noi nu vom, deci despre o ipoteză, discutăm și despre ipoteză imediat, ceea ce pot să vă spun cu certitudine acum, că noi nu vom susține un guvern minoritar în PNL, acum în Parlament, pe actuala conjunctură politică, dar nici un guvern minoritar într-o eventualitate în care se spune că iese UDMR de la guvernare și rămâne PNL cu USR sau PNL cu UDMR sau știu eu ce facțiuni vor mai face dumnealor acolo. Nu vom susține așa ceva în Parlament. Este o conjunctură care, din punctul nostru de vedere, nu a adus, și nu din punctul nostru de vedere, o spun cetățenii pe stradă, nu a adus nu siguranța, știu eu, nu știu câte zile de acum încolo, măcar siguranța zilei de mâine. Oamenii sunt disperați asupra ceea ce se va întâmpla la iarnă cu utilitățile publice, utilități publice care nu vor rămâne doar cu scumpirea utilităților publice și atât, se vor regăsi și în prețuri, noi știm acest lucru. Va fi foarte greu, deci nu vom susține așa ceva. Cât despre ipoteza lansată de dumneavoastră, cred că ar trebui să ne întoarcem la popor, să lăsăm poporul să spună ce vrea și următoarele alianțe se vor face după rezultatele de la un eventual scrutin.